Doi concubini aflați în tranzit în județul Vaslui au făcut o strategie care le-a adus câte un dosar penal pentru fiecare în parte. Conform mesajul.ro, bărbatul conducea mașina deși avea permisul suspendat. După ce a fost oprit și verificat la acte, șoferului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, informează vremea9.ro. După ce a primit procesul verbal, bărbatul a făcut schimb la volan cu concubina lui, care, după câțiva kilometri de condus, a fost de asemenea trasă pe dreapta. Aceasta nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule, așa că acum cei doi bucureșteni au dosare penale în familie. Razia a avut loc sâmbătă 4 iunie, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vaslui au oprit în trafic pentru control un autoturism înmatriculat în municipiul București, condus de către un bărbat în vârstă de 42 de ani. Procedând la efectuarea de verificări, polițiștii au constatat faptul că acesta are dreptul de a conduce vehicule suspendate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, a declarat Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui. După ce a fost sancționat, șoferul a făcut schimb la volan cu concubina lui, care nu a scăpat nici ea de controlul polițiștilor vasluieni. Ulterior, la ora 20:50, același echipaj de poliție a depistat în trafic autoturismul în zona localității Bleșca, comuna Ivănești. Acesta era condus de o femeie de 49 de ani din municipiul București, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit un nou dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, a mai precizat reprezentantul IPJ Vaslui, relatează mesajul.ro.